Sunt invitată astăzi la ceai și la cină într-un castel din apropierea Iașiului, construit la sfârșit de secolul XIX, pe moșia Miclăușenilor, de către cuplul nobiliar George Sturza, Maria Ghica. Bună ziua, Coane Miclăușanu! Bună ziua! Sper că n-am întârziat. Ați venit la timp. Mă întâmpină Sebastian Marcovici, sau Conu Miclăușanu, căci cu acest pseudonim ludic se prezintă ghidul turiștilor curioși, la fel ca mine, să afle povestea locului. Toate încep cu o poveste de dragoste. George Sturza și Maria Ghica, ea s-a născut în Orient, în Turcia, pe malul Mării Egee, iar George Sturza vine de pe filiera germană, filogerman, Orient și Occident, la Miclăușeni. După ce s-au căsătorit, au plecat într-un voiaj de nuntă în Occident. Acolo au stat cam un an și la întoarcere au hotărât să modifice conacul vechi, care îl transformă radical într-un castel. Construcția castelului a durat cam 24 de ani. Aduceau meșteri austrieci din Bucovina pentru realizarea sobelor, parchetului, iar arhitecții au fost germani. Maria era artistul familiei. Majoritatea picturilor din castel sunt făcute de Maria Ghica. În zona aceasta a fost o sobă frumoasă, de culoare albă, dar partea interesantă este că are fumurile trecute prin tot peretele și încălzea peretele integral. Ei, ca să poată încălzi toată această clădire, aveau 21 de sobe repartizate pe toate laturile, iar cele de la parter aveau toate fumurile prin pereți, încălzire prin pereți. Minunată încăpere. Într-adevăr, aici suntem în celebra bibliotecă de la Miclăușeni. Toți cei din familia Sturza au fost colecționari de cărți, bibliofili. Au adunat de-a lungul anilor aproape 60.000 de volume. Din păcate, în al doilea război mondial s-au pierdut foarte multe. Știți, armata sovietică. Mai sunt, partea bună este că mai sunt la arhive. Cele mai multe sunt la Academia Română, salvate de fratele lui George, marele om politic de a Sturza. Impresionantă și această încăpere. Da, salonul mare. Camera de primire a musafirilor, locul de evenimente. Doar că această familie de la Miclăușeni era puțin mai sobră. Nu organizau baluri somptuoase. În schimb, organizau un eveniment deosebit, se numea Serată Culturală. Și atunci invitau personalități. Din acest salon mare se intră în două birouri. Maria și George. Unul înspre apus și unul înspre răsărit. O să vă arăt un element interesant. Vedeți pe peretele de răsărit un înger care ține în mână un ceas, cadran solar. În mod normal, acel gnomon arăta ora. George Sturza se uita pe geam și vedea cât e ora. Vedeți amplasarea? El este la răsărit, doamna la apus. Au observat ceva și în biroul ei. Doar de în biroul ei se vede cine intră și cine iese din castel. Apropo de 5 o'clock, chiar am o revistă, o copie după original, o revistă, o publicație de modă care venea din Anglia, The Gentlewoman. The Gentlewoman. Da. O să o răsfoim, că suntem la ceai. Chiar sunt curioasă. Da. Maria era abonată la această revistă? Da. Acesta este numărul 884. Erau 1000 de reviste pe mai mulți ani. Uh-huh. Aceasta e o copie, aveți și originalul? Avem mai multe de originale. Uh-huh. Vedeți, foarte elegante. Wow, ce rochii spectaculoase. Perioada la Belle Époque. Și... Shopping by post. Foarte inedit, da. Se făcea shopping și pe vremea aceea. Da. Și nu era foarte complicat. Prin poștă. Dacă dați pagina, o să vedeți. Găsiți talonul de comandă și se spune că într-un tiraj mic este și acum revista în Londra, The Gentlewoman.
Deci rochile Măriei și ale Caterinei veneau din veneau Londra, prin poștă. Da, erau în curierat, se numea poștalionul. Uh-huh. Dura vreo jumătate de an până venea rochia. Aveți cunoștințe și despre meniul familiei Sturza? Ce obișnuiau să mănânce la prânz, la cină? Într-adevăr, erau rețete boierești. Uh-huh. Unul din oaspeții de vază, din punct de vedere gastronomic, este Mihail Cogălinceanu. El a și scris o carte de rețete și se inspirau și din rețetele lui, dar ce mi s-a părut interesant, că tatăl lui George, Alecu Sturza, mânca caracatiță. Uh-huh. Adusă tocmai de la Marea Neagră, pe o filieră, pe Dunăre, pe la Galați, în butoaie de stejar, în saramură, cumva, și serveau caracați, fructe de mare. Ce ceai este acesta? Este un ceai de ginkgo biloba. O să vă arăt, chiar aproape de terasă, avem un ginkgo biloba, un arbore relict, arborele pagodelor, cum se mai spune, are peste 150 de ani și noi chiar facem ceai cu frunze din acest copac. Și pentru ca tablou să fie complet, o să vă invit pe terasă să vă arăt arborele de ginkgo biloba. De acord. Acesta e? Da. Are peste 150 de ani. Era o modă la vremea aceea să-ți amenajezi în jurul castelului un parc în stil englezesc, dendrologic. Ce-mi puteți spune despre arhitectura exterioară? Arhitectura este neogotică, dar și cu elemente baroce. Este o asimetrie interesant gândită. Prezintă multe pinacluri, fleuroni, merloane, lambrechini, iar pe fațade sunt blazoanele familiei Sturza. La ușa principală, la intrarea principală, este blazonul familiei Sturza întregit cu familia Ghica. Și sub blazon este scrisă deviza familiei Sturza. Utroque clarescere pulchrum. Adică frumusețea strălucește pretutindeni. La Miclăușeni ajung turiști din toată țara, pasionați de istorie, de castele, de povești cu familii de boieri, fotografi, dar și pasionații de gastronomie. Rețetele castelului Sturza le găsiți și aici, în această carte de bucate boierești. Noi îmbinăm cumva mâncărurile boierești, cele mănăstirești, suntem lângă mănăstire, și chiar cele moderne. Așa. Astăzi vom pregăti o ciorbă de pește, de crab, cu perișoare de crab, mănăstirească cumva, se face mai mult în mănăstire. Felul 2, ne-am gândit să facem un rulou de șalău cu ierburi aromate la cuptor. Fiind mai înspre gastronomia boierească, da? Sigur, da. Am zis să alegem o rețetă mai boierească și una mănăstirească, ar spune. Avem un crab de vreo 3 kg aici și îl filetăm. Noi l-am adus viu, l-am eviscerat și acum îl filetăm. Pentru ciorbă, deci noi, eu am ales mărimea corectă, zic eu. Nici prea mic, atunci are prea multe oase, dar nici prea mare, că atunci fiind prea gras. Crapul, îl filetăm pești în general, începând de la cap, mergem pe spate și atunci cu vârful cuțitului încercăm să apăsăm până ajungem la os, ca să luăm cumva în mare parte toată carnea. Vom folosi tot peștele, tacâmul, deci oasele, le vom pune în oală la fiert, să facem un stoc de pește, care ne ajută foarte mult la zeamă, să-i dea gust.
Vom tăia în 3-4 bucăți ce a rămas din carcasa peștelui. Iar acum adăugăm puțină apă. Cimbru. În timp ce stocul, zeama de la pește fierbe, noi ne ocupăm de perișoare. Luăm fileurile și le tăiem bucăți mici ca să le putem da la mașina de tocat carne. După ce am tocat carnea, adăugăm sare, piper, două linguri mărar, două, trei. De ansamblat, de pregătit perișoarele, vom căli legumele, adăugăm puțin ulei. Folosim ulei de floarea soarelui, nu cel de măsline. Adăugăm ceapa. Morcovul. Și pastrnacul. Și puțină sare. Le sotăm puțin, le călim. Pune țelina. Ardei roșu și galben. Legumele s-au muiat, putem adăuga stocul de pește, zeama de pește. O lăsăm să dea în clocot câteva minute. Între timp formăm perișoarele. Secret care eu îl adaug la ciorpa de perișoare cu pește este usturoiul. Nu adăugăm foarte mult, dar îi dă un gust deosebit ciorpei, borșului nostru. Și îl tocăm mărunt. Următorul pas, vom adăuga bulionul. Pasta de roșii, făcută în casă, chiar de noi. S-ar strop. Și borșul. Este borș de casă, umplut de noi, cu vișin și crenguțe de măr. Îl adăugăm și pe el. Dacă suntem în Moldova, ciorba are
borș, sigur că nu? Da, la noi în Moldova, în mare parte, ciorbele, borșurile, se agresc cu borș de putină. În 10, mai, maxim 15 minute, perișoarele se ridică la suprafață și atunci borșul nostru este gata. Am terminat borșul cu perișoare de pește. Este o rețetă de post, dar pentru zilele acelea când este deslegare la pește. Acum vom face ruloul din șalău cu ierburi aromate. Și eu am pregătit cumva aici un sos din busuioc, roșii dezidratate și sare, usturoi și puțin ulei. Am făcut un sos pe care îl voi pune peste fileurile de șalău. El fiind un pește fad, noi trebuie să-l îmbunătățim cumva. Când sunt zile de fruct, atunci facem cu unt și ierburi aromate. Acum fiind îl pregătim de post, am făcut această rețetă cu roșii și cu busuioc. Îl nobilează cumva. Este sos făcut la rece, se adaugă roșiile dezidratate, busuiocul, într-un blender și măcinăm bine. Vom rula rulourile. Așezăm pe tavă, pe hârtie de copt. Vom mai adăuga puțin sos și deasupra. Și acum le vom da la cuptor. Ne vom ocupa de vinegretul de pătrunjel. Vinegretul este un sos care îmbracă foarte bine șalăul. Este din lămâie, zeamă de lămâie, pătrunjel și ulei de măsline. Începem prin a toca pătrunjelul. Nu foarte fin, pentru că îl vom da la blender. Acum vom stoarce lămâile. Adăugăm puțină sare, foarte puțin piper, un vârf de linguriță, puțin usturoi dezidratat și zeama de lămâie. Vinegretul nostru este gata.
masa este gata, vă poftim la masă, să aveți poftă bună. Mulțumim, arată minunat. Vom servi borșul de perișoare, de post, de pește, cu perișoare de pește. Eu nu știu cât de veche este rețeta aceasta, dar putem să ne imaginăm, nu? Că în zilele de post, bucătarii, bucătăresele din castel pregăteau astfel de ciorbă pentru boieri? Bineînțeles, cu toții știm că familiile boierești aveau preparate deosebite, cochete, inspirate din diferite culturi. Dar trebuie să ne amintim totdeauna că ei țineau cu sfințenie posturile, mai ales familia de la Miclăușeni. Familia Sturza erau foarte apropiați de partea spirituală, dovadă și donația care a făcut-o Ecaterina către biserică. Văd și alte bunătăți pe masă. E o zacuscă de pește aici. Este o pastă de pește. Noi avem o tradiție de ani de zile să facem pe iarnă zacuști de hrib, de pește, de vinete. Și cine dorește să le guste, trebuie neapărat să vină pe la noi. Minunat arată șalăul cu ierburi aromate, mă răsfățați astăzi. Într-adevăr, și ca să încheiem acest răsfăț, pe lângă aceste delicatese, ar merge un vin rosé de la Strunga. Este un vin medaliat de două ori consecutiv. Podgorile de la Strunga nu sunt departe de aici, la câțiva kilometri. Chiar și mai mult de atât, podgorile de la Strunga erau vechile podgorii boierești. Aha. Pe unde se întindea moșia familiei Sturza. Dați-mi cu